ARTS, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. 10 ani de experiență. O evoluție dinamică, spectaculoasă, eficientă, motivată și notabilă, la superlativ. ARTS la 10 ani. O asociație profesională matură, stabilă, influentă și vizibilă în piața de securitate din România. Segmentul tehnicii de securitate este într-o continuă dinamică, că vine mereu cu soluții. Aș spune că în acești 10 ani Asociația Română pentru Tehnică de Securitate a reușit să facă mulți pași pe planul de a-și atinge obiectivele propuse. Ne aflăm în locul în care acum 10 ani, mai bine de 10 ani, în aprilie 2002, practic s-a născut ARTS-ul ca o reacție a firmelor care prestau servicii la acel moment în domeniul securității, pe de o parte împotriva legislativului, care se pregătea să scoate o lege nouă, actuala lege 333 pe 2003, iar firmele care prestează servicii de securitate n-au fost consultate deloc. Și al doua motivație pentru care a dus la nașterea RTS-ului a fost o reacție a firmelor participante la Expo Security, ediția din 2001, împotriva organizatorului de la acea dată și a proprietarului acestui spațiu, Romexpo. Și astfel, în aprilie 2001, în sala cupola a pavilionului central de la Romexpo, a avut loc o cină de taină, unde cei mai reprezentativi și marcanți acum membrii ai asociației s-au întâlnit și au luat decizia a crea o asociație profesională în domeniu. Rezultatul este că întotdeauna o criză înseamnă și o oportunitate. Acest târg, Romanian Security Fair, a devenit acum singurul târg național de securitate, deci atât că s-a transformat într-un succes. Au fost gândite și puse în practică modele noi de asigurare a securității, modele care acționează la nivel național și chiar internațional, precum modelul PEPIC, Programul European de Protecție a Infrastructurilor Critice. Aceste modele nu pot fi puse în practică decât în condițiile cooperării dintre sectorul guvernamental, mediul de afaceri și societatea civilă. În primul rând, ARTS a devenit un partener de dialog pentru autoritățile de reglementare din România. În al doilea rând, ARTS este un factor activ pentru creșterea calității pieței. Sperăm ca tot mai multe firme din piața de securitate să se alăture asociației noastre profesionale. Au trecut 10 ani, poate mult, poate puțin, dar oricum pentru noi unele lucruri s-au schimbat. Putem spune că în 10 ani ARTS s-a maturizat. Au fost și momente dificile, au fost situații relativ încordate în relația cu autoritățile, momente care au fost depășite. În momentul în care vrei să schimbi ceva, trebuie să asculți părerile tuturor. Vorbim despre o piață europeană de securitate, nu vorbim numai de piața românească de securitate și totodată încercăm să ne aducem contribuția și influența prin comitetele tehnice din care facem parte la creionarea, să spunem așa, standardelor și normativelor care vor fi valabile în viitorul apropiat la nivel european. În același interval de 10 ani, industria mondială de securitate a crescut de la un volum de 10 miliarde la 100 de miliarde de dolari în 2011. Ideea creării acestei asociații plecată de la acești pionieri ai securității, pentru că practic acele firme au fost printre primele firme de securitate din România, a plecat în primul și în primul rând dintr-o necesitate de identitate a pieței de securitate. Categoric, această mișcare pornită atunci a început să prindă gheaga, a început să se rostogolească ca un bulgăre de zăpadă și aș putea spune că în momentul de față ARTS-ul a ajuns o forță importantă și un partener de dialog pentru toate autoritățile statului și nu numai. A fi sau nu fi membru al ARTS este opțiunea fiecărei firme. Însă, pentru cei care sunt membri ARTS, avantajele sunt în primul și în primul rând acelea de informare, acelea de a fi parte la dezvoltarea anumitor proiecte, atât legislative, cât și din ceea ce înseamnă standarde, cât și alte activități de promovare
sau de prevenire pe piața de securitate? Conceptul de securitate a suferit și suferă în continuare dezvoltări ample, aș putea să spun. În primul rând, s-au diversificat foarte mult gama de amenințări. S-a trecut oarecum de la amenințările simetrice, de la amenințările militare, la amenințările asimetrice, în care un grup de indivizi sau un individ pot să provoace un impact catastrofal. ARTS militează constant pentru înțelegerea și punerea în aplicare a celor mai moderne abordări și modele de asigurare a securității. Securitatea, în principiu, nu înseamnă nimic dacă nu are un scop în sine. Care ar fi scopul în sine? Să slujească oamenii. Deci, rolul social este evident. Deci, degeaba nu poți să faci protecție dacă n-ai ce să protejezi. Deci, până la urmă, trebuie să fii îndreptat spre oameni și ce faci pentru ei. Pe zona de securitate au apărut tot felul de modele, de concepte de management, cum să-ți gestionezi problematica de securitate, care pornesc de la nivelul unei organizații până la nivel național sau chiar la nivel regional. De exemplu, Uniunea Europeană are un astfel de model pentru protecția infrastructurilor critice. Realizarea unui dialog real și a unei cooperări constructive cu sectorul public, reprezentat de autoritățile de reglementare în domeniile securității, este esențială. În contextul schimbărilor socio-economice din ultimii ani, se pune un accent tot mai mare pe măsurile de securitate. Aceste măsuri de securitate, în momentul de față, sunt într-o dinamică a schimbării motivate de diversitatea și dinamica amenințărilor care planează asupra diferitelor obiective. Dacă până în urmă, cu câțiva ani, accentul se punea în mod special pe protecția bunurilor, în momentul de față, măsurile de securitate își pun amprenta în mod special asupra securității vieții și a persoanei. Jafurile armate, tentativele de atacuri teroriste sunt tocmai frecvente, iar măsurile de securitate trebuie să găsească contramăsuri în fața acestor amenințări. Securitatea este acel, pot să spun, umbrar care păzește omul de razele aspre ale vieții. ARTS-ul și-a propus să promoveze calitatea în tot ce înseamnă tehnica de securitate pe care firmele o promovează. O filozofie esențială aplicată și profundă pentru o direcție programatică este crucială, iar rezultatele se văd. ARTS a avut o evoluție pe câteva paliere specifice. S-a constatat că nivelul serviciilor de securitate depinde foarte mult de nivelul competențelor profesionale pe care le au lucrătorii. Activitatea de formare profesională a pornit ca preocupare a asociației, în primul rând pentru a crește nivelul calitativ al prestației membrilor asociației pe piață. Principiile de activitate al pieței de securitate le punem în primul și în primul rând pe principii de calitate, de standarde și de competențe. Asociația în prezent are un proiect de a dezvolta un centru de evaluare de competențe profesionale cu specificitate pentru domeniul nostru de activitate. Susținerea și pregătirea profesională s-a dovedit decisivă în evoluția membrilor ARTS. Astfel am creat un centru de formare profesională unde în momentul de față desfășurăm mai multe cursuri pentru tehnicieni sisteme de securitate, ingineri sisteme de securitate, proiectanți sisteme de detecție și de stingere. Avem în pregătire în momentul de față cursuri de operator dispatcher, cursuri de evaluator de risc, cursuri de manager de securitate. Pregătirea profesională care se desfășoară acum în mod organizat pentru deja, iată, ocupații, profesii care sunt introduse în codul ocupațiilor din România, a însemnat pentru industria de securitate un pas către o situație de normalitate, către o mai bună standardizare. Obiectivul principal fiind creșterea nivelului profesional și implicit creșterea calității produselor și serviciilor pe care le oferim clienților noștri. Există un cadru organizatoric național și european de formare de competențe profesionale, la care asociația s-a integrat foarte bine, a început să fie participant și colaborator la elaborarea de standarde ocupaționale și de instrumente de formare. Faptul că ARTS-ul asigură astfel de servicii, asigură un astfel de model de educație profesională pe mai multe paliere, mergând de la tehnician până la inginerul proiectant,
înseamnă că educă piața, educă muncitorul român, educă inginerul român. Activitatea legislativă a fost determinată și extrem de benefică pentru zona de activitate a RTS. Asociația pur și simplu încearcă de câțiva ani buni și chiar și reușește să modifice și să clarifice zona de norme atașate legii. Dacă o lege spune ceva, norma atașată ei trebuie să spună ceva foarte clar. Considerăm că numai prin acest tip de activitate putem ridica nivelul de calitate a piețelor pe care suntem activi, lucru care este de interes pentru o firmă serioasă, o firmă profesională. RTS-ul în ultimii ani s-a implicat activ în modificarea legislației în domeniul securității la incendiu. Am participat pe redactarea legii 307, ne-am pus punctele de vedere și am amendat legislația privind normele de autorizare a firmelor care prestează. De asemenea, în momentul de față suntem în derulare un proiect împreună cu alți parteneri sociali și cu Inspectoratul General al Poliției Române în redactarea unei noi legi a securității private. În prezent, asociația este implicată în procesul de elaborare, de modernizare legislativă în sectorul său de activitate. Iar RTS-ul în ultimii 2 ani și-a canalizat foarte multe dintre eforturile activității membrilor ei spre modificarea acestei legislații. Corelarea legislativă a acordat un echilibru atât societății cât și membrilor RTS, a favorizat derularea normală a activității unui sector decisiv al contemporaneității. Armonizarea legislativă este iară o problemă prioritară a asociației și aceasta vine și pe fondul nevoii de armonizare legislativă la nivel european. Consiliul director a tot preluat idei și, să le spunem, presiuni ale membrilor în scopul modificării conceptului legislativ sau a paletei de norme și legi care guvernează genul ăsta de activitate. La acest moment suntem un contributor activ la elaborarea hotărârilor de guvern, la elaborarea unei noi legi privind serviciile de securitate privată. Această legislație, acest nou proiect de legislație care este într-o fază destul de avansată, orientează legislația României în ceea ce privește sistemul de securitate spre noile directive de servicii din Europa. Activitatea RTS se subjugă întotdeauna aspirațiilor membrilor săi, fie că sunt cele de imagine sau cele de aplicabilitate imediată. Asociația luptă pentru integrarea într-un mediu european și într-o piață europeană. Cea mai mare provocare a asociației în toate demersurile ce le-a făcut în ultimul an a fost schimbarea mentalității, în primul și în primul rând, a consumatorului de securitate, iar în al doilea rând a firmelor care prestează astfel de servicii. A început să preocupe oarecum și de a sprijini, de a încerca să sprijine beneficiarul, consumatorul de securitate, să poată să-și pregătească oameni cu competențe profesionale în acest domeniu. RTS este organizator și patron al Romanian Security Fair, un succes de netăgăduit. Avem bucuria să constatăm că rezultatele depășesc, spun eu, în mod semnificativ, cele mai bune rezultate de pe vremea când făceam acest târg împreună cu Romexpo. Suntem partenerii acestui manifestări, cale pe care mulțumim RTS și susținem acest eveniment, inclusiv în prezența de la stand, oferind în completarea soluțiilor tehnice un suport și o consiliere legislativă de specialitate. Ăsta e un moment deosebit și mai ales nu neapărat prin prisma cifrelor care au rezultat în urma târgului, statisticilor, ci prin prisma feedback-ului deosebit de bun pe care l-am primit de la membrii noștri și de la clientela noastră. Asociația, într-adevăr, a creat relații de parteneriat cu mai multe categorii de parteneri. O reușită nu poate fi singulară. Parteneriatele sunt decisive. Ele și-au dovedit adeseori utilitatea, dar sunt și factori de coeziune și pozitivism.
În primul rând, aș spune că printre partenerii noștri importanți în momentul de față sunt tocmai autoritățile de reglementare, Inspectoratul General al Poliției Române. Am dezvoltat campanii preventive împreună cu colegii noștri de la Prevenire și Asociația. Pe de cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Situații de Urgențe. Este genul de colaborare pe care ne-o dorim cu mediul asociativ. Dintr-o relație oarecare, la început, în momentul de față, este o relație foarte strânsă de colaborare, de parteneriat. Fiecare dintre părți și-a înțeles foarte bine rolul și și-au identificat căi comune și de interes și de colaborare. Să reușim să sensibilizăm prin contribuții specifice fiecărui domeniu, adică al poliției și al asociației, ca practic toți deținătorii de bunuri și valori să-și ia măsuri de securizare. Cu aceste asociații am dezvoltat o serie de acțiuni comune. Multe dintre aceste acțiuni s-au referit la evenimente de promovare a domeniului nostru, de conștientizare a problematicii către cei care trebuie să aplice reglementările de securitate sau cei care trebuie să gestioneze riscul de securitate. De asemenea, am încheiat parteneriate cu alte asociații profesionale din alte domenii conexe domeniului de securitate. Am încheiat un parteneriat foarte bun cu ASTRO. Practic, RTS-ul în momentul de față asigură secretariatul Comitetului 27 Sisteme de Securitate de la ASTRO, implicându-ne în tot ceea ce înseamnă adoptarea în România standardelor europene. Această strategie și-a dovedit pe deplin utilitatea, dovedind că politica RTS este complexă și strategică. Cred că ar fi de evidențiat rolul însemnat în dezvoltarea standardelor ocupaționale pentru domeniile specifice. Un aport important pe care asociația l-a avut în îndeplinirea unui rol pe care l-are instituția noastră, cea de reglementare pe domeniul apărării împotriva incendiilor și domeniul securității la incendiu. Aici am avut un dialog permanent și Asociația Română pentru Tehnică de Securitate ne-a furnizat sugestii valoroase vis-a-vis de unele proiecte de acte normative pe care noi le-am avut în lucru și care s-au materializat și au fost emise ulterior prin acte normative de nivel superior. RTS-ul este de 3 ani de zile membru Euroalarm, Euroalarm fiind asociația producătorilor și prestatorilor de securitate la nivel european. Am influențat în mod pozitiv adoptarea unor hotărâri de guvern și sperăm noi și a noii legi privind securitatea. Încercăm să preluăm pe cât posibil cât mai mult dintre experiența țărilor mai dezvoltate. Am reușit să vedem cam care este nivelul nostru al asociației noastre comparativ cu alte asociații similare din țările membre și trebuie să vă spun cu sinceră mândrie că suntem foarte, foarte apreciați. Obiectivele RTS sunt complexe, dar și deosebit de aplicabile. RTS azi contează. Este recunoscută de mediul de afaceri, dar și de sectorul guvernamental. Evident, un exemplu pentru organizații similare. În momentul de față, atât RTS-ul cât mai ales piața de securitate se află într-un moment de răscruce. Pe de o parte, noua abordare privind securitatea Comisiei Europene și a structurilor organizatorice europene, pe de altă parte, modificările legislative din România determină și firmele care prestează servicii de securitate, și mă refer în mod special la cele de securitate tehnică, electronică sau mecanică, trebuie să-și reconsideră atitudinea față de piață și să reinventeze, dacă aș putea să spun așa, măsurile și modul de implementare a soluțiilor de securitate. Cred că suntem în momentul în care asociația are deja făcut câțiva pași și se va putea consolida ca poziție pe plan european. Principalul obiectiv al RTS, ca și al oricărui organism asociativ pe o anumită profesie, este acela de a crește nivelul de calitate a pieței pe care lucrează și de a servi interesele industriei în ansamblu. Piața de securitate din România, la ora actuală și în viitorul apropiat, va crește, dar va crește în ritmul dezvoltării societății românești. Mă aștept ca pe următorii ani să ajungem să vorbim cu sistemul de securitate, să-l simțim alături de noi, să ne atragă atenția când greșim
și poate într-o bună zi o să aibă grijă cum am avut noi grijă de generația actuală. Există la nivel european un program de îmbunătățire, dinamizare a industriei de securitate și eu zic că RTS-ul este foarte bine pregătit pentru a fi un membru activ la nivel național pentru ceea ce se va întâmpla și pe plan european. Îi văd noi și antreprenorii și oamenii care conduc aceste business-uri în această zonă a Europei și cu care mâine se pot concura oriunde pe teritoriul Europei. Domeniul în sine este fantastic și trebuie continuat fără discuție. RTS, un organism viu, cu un program viitor notabil și ambițios. RTS, arta de a trăi în siguranță.